Bine v-am găsit, stimați telespectatori, evenimentul numărul unu al acestei zile, un eveniment trist, aș putea îngădui să spun, îl constituie restituirea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a dosarului, așa numitului dosar al Revoluției, care a fost încheiat în 5 aprilie 2019 și l-are ca autor principal pe domnul procuror militar Cătălin Bițu. Sigur, înainte de toate trebuie să spun că în România sunt niște asociații, forumuri care sunt alcătuite de regulă din două persoane, el și ea. Și unul din aceste instituții, ONG-uri, este unul Asociația, cum îi zice, pentru și investigarea justiției. Asociația pentru Inițiativa în Justiție. Eu un nume mai tâmpit decât ăsta n-am pomenit. Este, deci, Asociația pentru, da, așa, Asociația pentru Inițiativa în Justiție. Da, așa este. Stați așa, stați, nu greșesc. Stați așa. Dacă greșesc, bă, dar dacă m-am găsit, asociație, așa, ia să vedem aici, Asociația pentru Inițiativa în Justiție. Inițiativa, da, stați să nu greșesc, nu greșesc, bucur, iar dacă pun aici A, S, O, C, A, T, A, vom vedea, așa, da, am găsit Bălujul, este Asociația Inițiativa pentru Justiție. Nu ați mai pomenit un asemenea titlu imbecil. Asociația pentru Inițiativa în Justiție. Asociația pentru Inițiativa Sex Protejat. Asociația pentru Inițiativa Sex Pervers. Președintele acestei asociații este un tip, Bogdan Părloc. Vă spun numele ăsta. Bogdan Părloc e procuror militar. El, la 10 august, s-a dus cu bicicleta acolo unde erau forțele de ordine, că era în timpul lui liber, adică în loc să se plimbe cu, se plimbe, nu știu dacă se plimbe cu cineva de bun, adică în loc să bea o bere, fiind în timpul lui liber, s-a dus că el, de ce s-a dus el acolo? Pentru că el este un tefelist, unul din acei procurori din creați din cap până în picioare, a spune născuți, dar ar fi o jignire pentru o doamnă precum Codruța Chiovesi, deși aș putea să-i spun domnișoară, că nu mai era divorțată, ca și zița. Ea, unul din nenorocirile acestei națiuni create de cuplu sinistru Florian Coldea și Codruța Chiovesi, a fost aducerea de peste tot din provincie a tot felul de procurori ticăloși, dar și proști profesional, care, bucuroși că nu mai sunt în provincie și nu mai anchetează acolo furtul unei găini sau, nu știu, vaca, faptul că X a dat una cu furca în capul lui Y, au făcut toate ticăloșiile. Anii de teroare, mai ales anul la 2015, care au autor pe cei doi, pentru care ei de mult trebuiau să ajungă într-o anchetă penală, își are cauza în crearea acestor procurori, este Bogdan Părloc, repet, procuror militar. Și după asta el s-a dus și tot el a doua zi s-a dus repede la serviciu și a deschis un dosar, așa cum a zis și Claus Iohannis, pentru ce a văzut el când era pe bicicletă. De ce atrag atenția asupra acestui numit Părloc?
despre care o mare parte a presiei a scris că a făcut tot felul de afaceri. Pentru că el și cu încă una, al cărei nume îmi scapă, el e președinte și ea este vicepreședinte, au făcut Asociația Inițiativa pentru Justiție. Dacă ați observat la noi, când a fost perioada aia de luptă împotriva lui Dragnea, au apărut vreo 3.000 de ONG-uri, acum sunt în adormire, și care spuneau așa, ONG-ul, Asociația Te Vedem de la Pitești, Asociația pentru Justiție de la Focșani, cartierul Bahlui, sau cum îi spun la nu știu. De ce? Erau niște, cum a demonstrat domnul Ion Pop, în cartea sa, în Noaptea Justiției Românești, Noaptea Dreptății Românești, sunt niște pițifenicerii înființate de soț și soție, amant și amantă, ibovnic și ibovnică, frate și soră, tată și fică, care nu există. Și dă un nume și la un moment dat, când au nevoie băieții de o 3.000 de asociații au protestat. Și de fapt, sunt 3.000 de asociații, fac cu totul vreo 1.500 de inși, că unii din ei nici nu există. Bun. După ce a fost dat acest dosar, la 2 ore, evident, unde, în altă parte, cât la G4 Media, Asociația Inițiativa pentru Justiție a cerut demiterea, anchetarea lui Cătălin Pițu, el, Cătălin Pițu fiind și el, e fiind șeful lui Pârlogel ăsta, Bogdan Pârlogel, Pârlog, da? Pentru că a fost destituit dosarul. Păi, băi, domnul Pârlogel, care a fost pe biciclete, păi o minimă analiză arată că în cazul de față avem de-a face cu o lovitură dată de înalta curte dosarului. Despre acest dosar am scris de nenumărate ori. El a fost încheiat în 5 aprilie 2019, un rechizitoriu formidabil, de vreo 400 și ceva de pagini, și a fost trimis la camera preliminară. La camera preliminară, culmea, și mai scris, a stat până în 9 octombrie 2020. Nu înțelegeți încă o dată. Deci a stat aproape un an și ceva, până când s-a scârpinat în cot, ca să nu spun în altă parte că devin indecent, o judecătoare, Florentina Dragomir, care, deci a stat, bă, a citit un an și ceva. Și cameră preliminară. Și care l-a restituit parchetului pe ideea să facă niște modificări. Parchetul a făcut modificări și decizia în legătură cu aceste modificări a fost luată de-abia pe 21 mai 2021. Deci am mai trecut câteva luni. Deci încă o dată, ei au trimis o adresă, faceți următoarele modificări. Dar parchetul a făcut militar în o zi, două. Păi era simplu. Florentina Dragomir, cum îi spunea, bă, le-a făcut sau nu le-a făcut? Le-a ținut până pe 21 mai 2021, și le-a restituit că nu sunt bune la ce au făcut ei. Și am mai spus și într-o pastilă anterioară, dosarul, apoi cei de la parchetul militar au făcut contestație și de-abia pe 10 noiembrie 2021 s-a dat un răspuns la această contestație, a fost respinsă și dosarul a fost înapoi. Este o înmormântare a dosarului. Acest Bogdan Pârlog, ca și alți tipi de-a lui Palancă sau Portocală, este un tip ofticos. Este bolnav de ambiție. Spun așa pentru că trebuie să fii de-a dreptul odios ca să acuzi parchefii de colegii tăi pentru un lucru care este clar că a fost în alta curte, care a amânat într-una dosarul. Bun. De ce l-a amânat? Păi din două motive. Așteptând să moară
Iliescu, ca să spunem cu toate astea, și doi, pentru că în România, când e vorba de dosare complicate, judecătorii români preferă o chestie, amânare. De-aia nu s-a rezolvat nici colectiv, nici 10 au, nici mineriade, nici dosare. De ce? Sunt dosare controversate în care o parte opiniei publice e pro, alta e contra, dosare care trebuie să-ți bați capul și atunci judecătorul de la înaltă curte, bă, ce rost are să dacă, pentru că ești la înaltă curte, nu s-a judecat la fond. S-a judecat în camera preliminară, trebuie să-i dea drumul. Să zic, voi dăm drumul, auleu, proces, Iliescu, scandal cu tare, hai mai degrabă retimite. Mă, retimite înseamnă moartea acestui dosar. Ce vină are aici, ce vină un colegi acestui ofticos mizer numit Pârlog, am serios, am multe semne de întrebare. Repet, nu are în cazul de față. V-am spus, pe 5 aprilie 2019 e trimis, da? Stă în izmenele în alte curți sau în chiloței sau cum vreți, în chiloții în alte curți, că de genul feminin, nu am spus al doamnei judecătoare, până pe 9 octombrie 2020, oameni buni, a stat un an și ceva. Un an și ceva până au făcut ei observații. Bun, să zice că a trebuit un an și ceva până au citit 400 de pagini, că ăștia de la înalta curte citesc greu. Cu cât ești mai înalt, adică cu cât mergi mai sus, cu atât se citește mai greu. După asta, e restituit, păi să facă niște modificări. Aia fac modificări, le trimit imediat și ei dau de-abia pe 21 mai 2021. Mă, le-a trebuit octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, mai, bă, 7 luni. Ca să vezi, mi-a trimis cineva o carte și mi-a trimis-o cu observații. Pișmietul să-mi ia 7 luni să fac observațiile alea. Adică nu. Mi-a trimis-o mie, eu de trimit editurii și editura trebuie să stea un an să vadă dacă observațiile mele au fost făcute sau nu. Și de repede, da? Și de bază repede. Așa, da. Aceasta este mormântarea dosarului. Bun. Deci am început cu asta, voiam să încep prin a-mi exprima încă o dată regretul că acest dosar n-a ajuns în instanță, dar chiar m-a scos din sărite, deci acești tipi, sunt câțiva tipi procurori, dar sunt și judecători, incapabili de imbecilitate rară din punct de vedere profesional, cu ambiție uriașă, care, repet, în cazul de față, este în altă curte, nu are vorba de fisură. Care fisură? Din alta curte a zis că nu sunt valabile alea, depozițiile, stenogramele și depozițiile și înregistrate video de la Comisia Senatorială. Ele au fost făcute sub jurământ. Păi de ce nu au fost valabile? Pentru că fără alea nu există dosar la Revoluție. Să vină Pârlog și să o aducă și pe Chioveși, să vină și pe Coldea, fac așa un trio, și să ce te investigheze. N-ai ce să investighezi, pentru că între timp au murit, documentele au dispărut. Dar, repet, rechizitorul, am scris despre el, este unul dintre cele mai bune documente despre Revoluție. Și hai să vedem acum care sunt efectele. Lăsăm pe Pârlog și să mai vedem încă o dată cât ce cancer, ce buboi reprezintă pentru România acești ambițioși, roși, membri, mulți dintre ei recrutați și de-ai noștri și de străini, pentru o fripturică. Repet, în loc să zică, bă, ne pare rău cu tare, te vină, de ce? El era șef acolo, șef pe la capitală, voia să ajungă el șef la aia centrală. Zic, mă, de-abia așteptat, mă, leu. Unde a putut să dea? La presa militară, la presa lui Chioveși. Asta este o creație a lui Chioveși. Chioveși n-a avut copii, dar a avut nepoții din ăștia care au rămas acum pe aici și sunt plantați coru, Danileț ăla la Cluj, unul mai ceva decât altul. Bun. Evenimentul acesta lovește, în primul rând, la plex pe unul numit Claus Iohannis. Claus Iohannis a fost în decembrie 2019
la Timișoara și iată ce a zis. Dar în același timp, un adânc sentiment de rușine profundă mă copleșește. La 30 de ani de la Revoluție, cu câteva excepții, călăii acelor zile se plimbă încă liberi. Cea mai mare dezonoare pentru istoria României postcomuniste este că nu am aflat încă adevărul despre crimele odioase săvârșite la Revoluție, în care au fost implicate forțele de represiune ale regimului în frunte cu securitatea lui Ceaușescu. Aceste orori nu pot rămâne în continuare nepedepsite. Tiranii nu trebuie să scape oprobriului. Adevărul cu privire la acele zile care au schimbat cursul istoriei trebuie elucidat. Această datorie neîmplinită a justiției din România trebuie reparată pentru victime, dar și pentru a restaura în întregime demnitatea unei națiuni care, în sfârșit, și-a recuperat astfel integral momentul fondator al democrației sale. Revăzând vorbele de această bandă video, abia acum mi-am dat seama ce prostii cu ghiotăra spune omul ăsta. Omul ăsta fiind un numit Claus Iohannis. Deci problema dosarului Revoluției nu este a celor care au tras până pe 22 decembrie. Este uluitor cât de plutitor e cetățeanul ăsta. Eu am înțeles, are treabă cu golful, cu piramidele, cu iubita, cu nevasta, cu... Bă, da, înainte de a deschide gura, de a citi un text, l-a citit, citește-l și cheamă-i pe el și dă-le cu el în cap, pentru că marea problemă a justiției din România și a istoriei României și este faptul că noi nu știm vinovații pentru după 22. Până în 22 a fost. Stănculescu a făcut pușcărie, Chițac a făcut pușcărie, toți au făcut pușcărie, unii au murit, gata, s-a terminat. Represiunea securității, domnule, parcă l-a făcut Valentin Tismăneanu împreună cu nevasta lui Șoara. Că Șoara nu, nevasta, că ea este, ea este Mihail Șoara, care trăiește. Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, nu văd. Spune numai prostii, criminale care umblă printre noi, care mă umblă printre noi, domn președinte, domn viitor suspendat, care umblă printre noi, mă, criminal, că toți au murit. Să spună și să-mi arată și mie. Vedeți, încă o dată, acum mi-am dat seama ce dezastru a fost mandat acei 7 ani și ce dezastru ne așteptă. Bă, un om, președinte României, să te duci să citești un asemenea text de o rară neghiobie, care mă crimise, sunt niște vorbe oarecare criminal care umblă printre noi și tiran. Care tiran? Ceaușescu a murit în 89, marea majoritate a celor acuzați au murit inclusiv Iulian Vlad, nu mai umblă printre noi, Claus Iohannis, poate umblă prin visurile lui când se duce la golf sau când se duce cu răvășitoarea în străinătate. Bun. Și ne zice că e o rușine că nu s-a făcut. Ei, uite că acum s-a mormântat. Acest dosar restituit, degeaba am văzut și comunicatul parchetului militar, da, e o iluzie. Gata, s-a terminat cu acest dosar. Gata. Nenorocirea în caz, să vă spun care era, de ce am pledat eu pentru că acest dosar să ajungă în justiție. Pentru că el... procesul, propriu-zis, procesul pe fond, care putea să ducă la achitarea lui Iliescu. Ar fi fost o posibilitate ca opinie, ca pe parcursul procesului să se facă niște dezvăluiri. Ion Iliescu a refuzat tot timpul, s-a dus la televiziunile lui de casă, la jurnaliștii lui de casă și a spus ce vrut, îl repet. Poate că are dreptate, dar una se la o poate. Auzeam și eu la tribunal. Bun.
Hai să vedem acum și câte adevăruri mor, se mormântează cu această ocazie. Iată, deci încă o dată, alo, domnul viitor suspendat Claus Iohannis, încă o dată, vă atrag respectuos atenția că dosarul acesta de revoluție și marea problemă a evenimentului în decembrie nu reprezintă cine a tras până în 20 decembrie. Știm, a fost condamnat, nu există niciun mister. De când la că vine el și spune că a tras BND-ul sau ca GB-ul, atunci e altceva. Dar ăia care au fost acuzați, toți au făcut pușcărie, au ieșit din pușcărie ca să termina, gata, știm. Problema e că nu știm cine a creat fenomenul terorist care a dus la moartea aproape 1000 de oameni. Hai să vedeți, ca să vedeți noastră, deci la ora 22 decembrie, da? La ora 7 și 10 aproximativ, 19 și 10, Ion Ilescu se duce, v-am prezentat eu documentul ăla senzațional la televiziune cu Brate și spune acolo că securiștii trag cu tare. Bun. Nu trece mult timp, adică trece vreo oră, și vom vedea înregistrat, dat de TVR, aceste secvențe care, când te uiți la ele acum, zici, bă, ceva e în neregulă. Hai să vedem. Agite steagul rău, sunt oameni trimiși de noi. Stați liniștiți, ascundeți-vă, lăsați armata. Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Stați liniștiți, armata să pună farurile pe palat, să vedem steagurile lor. Toți civilii să vină cu arme înapoi, se creează de bandadă, oameni buni. N-avem nevoie de arme, noi am câștigat fără violență. Ei au tras, îi vom pedepsi. Acum trebuie să-i capturăm pe cei de sus. Sunt cu steagurile noastre sus, sunt oamenii noștri. Opriți, vă rog. Opriți să se predea. Să se facă o delegație din partea armatei ca să meargă să îi captureze. Nu mai trageți. Nu mai trageți. Armata e cu noi, priviți. Aduceți toate armele. Civilii care au primit arme. Să aducă toate armele înapoi. Vă rugăm, facem apel la dumneavoastră. Aduceți toate armele înapoi. Toate armele. Fraților, nu mai trageți. Oamenii de pe Palatul Regal agită steaguri. Nu mai e nevoie de arme. Liniștiți-vă. Să coboare cu steagurile în mână să-i preia armata poporului. Nu mai trageți. Opriți-vă, rog. E păcat de tinerețea noastră și de lupta pe care am dus-o până acum. Liniștiți-vă! Vă vorbește Ion Caramitru. Liniștiți-vă, nu e nevoie de panică. Nu de răzbunare fizică. Trebuie să-i judecăm. Armata e cu noi. Asta este strigătul nostru. Nu mai trageți. Oameni care sunteți în palat, nu mai trageți, este inutil. Tot poporul este pe voi. Singura șansă este să vă predați. Liniștiți-vă. N-aveți nicio șansă. Piața e înconjurată de armată, de tancuri, de tunuri, de mitraliere, de oameni cu mâinile goale. Liniștiți-vă. Adunați-vă, puneți-vă în două rânduri, coborâți-vă să fiți preluați de armată care vă va garanta integritatea corporală. Vă rog să se facă din partea armatei o delegație, să nu oameni fără uniformă, militari care să preia prizonieri. Liniștiți-vă! N-avem nevoie de panică, revoluția am câștigat-o. E păcat, Dumnezeu e cu noi. S-au primit mesaje din străinătate. Gorbaciov transmite salutările lui și simpatia pentru revoluția română din toată lumea civilizată. Toată lumea modernă e alături de noi. Nu mai trageți cu ordine. Trebuie să dansăm, să ne bucurăm.
Oamenii de acolo care ar trebui să se predea, n-au nicio șansă. Armata să îi protejeze. Nu ne trebuie răzbunare fizică. Avem nevoie de spirit și de dreptate. Vă rog, armata, ofițerii. Stimați telespectatori, stimați ascultători, urmărind aceste momente din piața Palatului, le însoțim cu vești bune, vești bune din mai multe zone ale țării, de pildă Maramureș, începând cu Baia Mare, toate întreprinderile, toate instituțiile sunt în mâna poporului, activitatea se desfășoară normal. O telegramă din Oradea, situația este în mâinile luptătorilor uniți pentru libertate și democrație, în mâinile poporului, român, maghiar și de alte naționalități. Renoim apelul adresat. Nu mai trageți! Să-l îndrepte acolo carele blindate și oameni ca să-i preia. De la cineva de acolo cu cheală cartușe. Nu mai trage. Armata a venit, că am târziu la venit, că să nu se trage în zonica tură militare, că nu asta am dorit. Da. Sunt unde? Foarte mulți. Unde? Unde sunt? În o secundă, Pino. Vă rugăm! Facem apel la toți cetățenii aflați în piață. Luați armele celor care le mai au în posesie și aduceți-le aici. Luați armele celor care le mai au în posesie și aduceți-le aici. Oameni buni, suntem aici adunați și vă rugăm să rămâneți, se formează un guvern pe care trebuie să protejați. Vom avea grijă că în acest guvern să aibă loc toți reprezentanții tuturor claselor sociale, muncitori, țărani, intelectuali, militari, oameni de spirit, oameni care au suferit. Acești oameni trebuie să lucreze și trebuie să lucreze cu protejare din partea dumneavoastră. Unde în guvern, în așa fel încât să nu se face ordine. Avem nevoie de ordine ca să se poată lucra. Tot ochii Europii și al lumii sunt asupra noastră. Nu mai trebuie să se audă gloanțe. Liniștiți-vă! Liniștiți-vă! E nevoie de ordine! Numai așa vom putea să răzbim. Am îndurat 25 de ani, mai aveți răbdare încă o zi, jumătate de zi, câteva ore. Vă rugăm! Deci ce vedem aici? Vedem pe un caramitru, Dumnezeu să ierte, care stă luminat, e luminat, înțelegeți? Și ce nu mai trageți, bă, dracă, și Ion Iliescu, și după aceea s-a susținut că erau teroriști. Ei spuneau așa, în palatul ăla al Republicii, erau teroriști care trăgeau în echipa Iliescu. Caramitru era unul din echipă. Era în lumină, oameni buni, vedeți, bă, era în lumină. Bă, nu trăgea nimeni în el. Bă, teroriștii erau tâmpiți și dacă erau, nu știu, și dacă în viața lor nu ținuse o armă în mâini, și zice, bă, acolo era lumină, era singurul loc luminat, da? El spune mereu, opriți focul, cui dracu îi spune? Rezultă niște tip fac cu steagul pe clădire, dar nu se înțelege dacă ăia trăgeau sau ăia erau acordă. Deci tot acest spectacol jignitor pentru orice memorie este într-un fel, dacă acest proces avea loc, poate că ne mai lămuream încă o dată marea întrebare a perioadei a evenimentului de cea mai multă este cine a pus la cale, pentru că uitați aici, Dumnezeu este atât de, ea e perversă, pentru că lumea se uita la televizor, la Vaslui, la Cocârlații din deal, la Iași, la Focșani, cu tare, la Găgești, și vedea acolo, pam, pam, trăgea. Toată lumea era atunci înfierbântă și începuse peste tot să se tragă, era și televiziunea care e și cu Iliescu, că se trage, că sunt teroriști, dar acum când trebuie ce fel de teroriști în coata, acolo pe camionul ăla este unul caramitru. Și zice, sunt Ion Caramitru, care fusese mai înainte la televizor și zisese că a căzut dictatorul, da? Păi, dacă teroriști erau ăia care vreau să răzbune pe Ceaușescu, prima dată dădeau cu un bolovan. Bă, cu un bolovan, nu cu atât. Nu trăgea un el. Nu, el stă acolo și nu înțelege nimic, că armata e cu noi, vorbește de un guvern, de Gorbaciov. Păi bă, ăla era un om ca spune că... Deci era limpede că era o diversiune.
a simțit nevoia să tragă la televizor, Dumnezeu să-l ierte pe Ion Caramitru. Caramitru a făcut și el parte din piesă, pentru că el, cu vocea lui la televizor, trebuia să tragă atenția. Bă, Caramitru, zice, că el zicea, nu mai trageți. Să unde zicem porșicături, poate că nu erau reale. Bun. Acum, ca să încheiem. În tot răul e un bine. Problema este că restituirea dosarului nu este și clasare. Pentru că restituirea dosarului înseamnă inaccesibilitatea acestui dosar, care e uriaș, nu știu câte mii de pagini, și a documentelor și a rechizitorului pentru marele public. Eu am citit rechizitorul. Rechizitorul este una dintre cele mai bune cărți despre Revoluție și o spun eu, despre evenimentele din decembrie, o contribuție uriașă la dezvăluirea adevărului despre decembrie. Când s-a publicat, aveam Mediafax împreună cu Adrian Sârbu, acum tot împreună, în legătură, într-un soi de concert cu Mediafax, mi-am făcut și eu editor, aștept să-mi iasă actele martorul clipei, la care voi scoate cartea de note de călătorie în străinătate, și am zis, eu aș publica mâine rechizitor. Mi-a spus că nu se poate pentru că e încă anchetă. Deci acum cred că nu se va putea. Acest dos, acest rechizitor trebuie publicat urgent. Documentele strânse, video, documente ale de către Cătălin Pițu sunt extraordinare, bănuiesc, adică. În primul rând, sunt stenogramele ale Senatului, da? Ar trebui ca să facem ceva, nu știu, să clasăm dosarul, nu are niciun rost. Acum ăsta rămâne așa și altă șmecherie. El nefiind clasat, fiind mai restituit, ăsta teoretic trebuie să înceapă din nou ancheta. Acum, clar, e moarte curată, da? Dar, din cazul ăsta, noi nu putem, marele cercetători nu au acces la documentele și la rechizitoriu. Sunt și documente video. Eu sper că în momentul în care va ieși la pensie domnul Cătălin Pițu și va scrie memoriile, pentru că sunt fabuloase, adică el totuși a făcut o anchetă, el s-a specializat, dincolo de rechizitor, el este doctor docent în evenimentele în decembrie, la anchetă l-a interogat pe Voica Voiculescu, pe alții, deci și e o mină de aur, poate că trebuie neapărat, că nu mai fi procuror, să scrie o carte, ar fi o carte extraordinară. Repet, eu mâine aș publica-o, dacă ar fi de memorii, pentru că inclusiv anchetarea, investigarea, care a durat câțiva ani, este fabuloasă. Gândiți-vă că l-a interogat pe Iliescu, pe Ican Voiculescu, sunt înregistrat. Deci, în punctul acesta de vedere, avem o problemă. Fiind restituit, teoretic, legal, acest dosar e încă în anchetă. Și va rămâne așa vreo 20 de ani de acum încolo, când probabil vor clasa peste vreo 10 ani. Deci, în punctul ăsta, nu știu mai devreme. Și încă o dată, atrag încă o dată atenția ce mizerie morală este în această justiție, în rândul procurorilor. Și mă reamintesc încă o dată acest Bogdan Pârloc, care este și el procuror militar, unul din acești de o rară ambiție nejustificată profesional, care, repet, n-am nimic cu, dar când te uiți, vezi că ei n-au nicio bine săraci, că par prin alta curte amânată din adins, cum se spune, adică în loc să vii tu, vedeți cât de ticălos acest Pârloc, în loc să sare în apărarea colegilor tăi. Da, păi el l-a rozlaficat, cum adică a făcut la anchete și el a rămas în continuare cu deconturile la falsificate. Când e limpede, că nu parchetul militar devine în cazul de face cu o trăgânare din adinsă și ăia de la înaltă curte a zis, bă, decât să ne bate în cap cu proces, cu Iliescu, cu scandal, cu tăziune, mai degrabă îl restituim. Nu știu, moare Iliescu, până când îl dă înapoi, mă trebuie 20 de ani și ăia de la înalta curte acum se pensionează. Vreau să știți cât are pensie un judecător, un procuror, nu-ți vine să care decât 5.000 de euro. Doamne, oameni buni, 5.000 de euro, n-a făcut nimic, mă, și jur,
dacă mi-arătați, cred că trei sferturi de judecători și judecători, nici nu citesc dosarul. Și eu nu m-am întrebat, de ce să citesc dosarul dacă aș fi judecătoare? Nu mă controlează nimeni, mă ales în la fond, pac, pac. Și cine îmi contestă mie, avocat, zice, e după asta vine la curtea de apel. Și dacă curtea de apel infirmă sentința inițială, îi se întâmplă ceva judecătoarei ăla sau judecătorului ăla, a, sigur, în alte țări, sau cum era în perioada interbilică, judecătorul era acum sunt tot felul de terchea-berchea, cum să zic. M-a judecat una și m-a zis, cred că îi căzuse firul de la ciorap, că se uita mereu sub masă când vorbea cu, când mă judeca. Și făcea, avea o foaie de hârtie așa. Și vorbea cu una de alături. Și făcea. Și cum să spun? Bun. Am încheiat. La revedere.